Bun găsit tuturor la filmarea dedicată evenimentului care se produce pe 4 august, luna nouă din Leu și recunosc că am fost în îndoială dacă să fac sau nu această filmare. Pentru că despre luna nouă în Leu am vorbit pe larg, super de ultra detaliat. În horoscopul ultra detaliat al lunii august, prin urmare, am povestit în funcție de zodia, ascendent și luna natală, cum te influențează, pe ce domeniu de viață te influențează. Dar îmi dau seama că poate nu toată lumea cumpără horoscopul de pe Vimeo. Și atunci, așa cum am povestit celor care au urmărit filmarea de pe Vimeo, vă explic și aici. Trebuie să înțelegem cu toții că horoscopul ultra detaliat al lunii, în general, oricare lună, este un produs premium. Un produs premium care este super ultra complet, pentru că am stat și m-am gândit foarte mult ce să dau în acest horoscop, astfel încât să acopăr toate domeniile vieții. De la zona norocului, zona conflictului, tema karmică, ora norocoasă, culoarea norocoasă, ritualul magic al lunii, până la evenimentele importante din luna respectivă. În cazul nostru, în luna august, lună plină, lună nouă, Mercur retrograd. Domeniile de viață active, dragostea pentru cei singuri sau cei aflați într-o relație, abundența din toate punctele de vedere, tabel cu datele norocoase și mai puțin benefice pentru luna august. Credeți-mă că altceva, nu știu ce aș mai putea adăuga în povestea horoscopului ultra detaliat. Și am explicat acolo ceea ce explic și aici, respectiv faptul că în fiecare lună, noi, din punct de vedere astrologic, avem două evenimente foarte importante. În fiecare lună, luna plină și luna nouă. Ele se numesc lunații. Întotdeauna o lună nouă deschide, cum e în cazul nostru, luna nouă în Leu. Deschide o experiență care se întinde pe 6 luni de zile de acum încolo. O lună plină închide o experiență care s-a produs vreme de 6 luni de zile. În funcție de zodie, ascendent și luna natală, tu știi ce domeniu de viață se activează vreme de 6 luni de zile, pentru că într-un fel se activează pentru un berbec, pentru un taur e altă poveste, pentru un geamăn e altă poveste, pentru că luna nouă se produce pe cer, dar cum te influențează? Asta este secretul și asta face diferența. Și știu că există o frază care spune așa: un om informat este un om câștigat. Îmi pare rău. Un om informat este un om câștigat numai dacă pune în practică informația pe care a primit-o. Mai repet o dată. Un om informat este un om câștigat numai dacă pune în practică informația pe care a primit-o. Și stăteam și vorbeam cu o prietenă acum câteva zile și spuneam, măi, dacă am face o listă cu toate tâmpeniile pe care ni le cumpărăm într-o lună, lucruri care nu ne sunt de folos, obiecte, haine, mâncare, junk food în primul rând, că asta e ce noi ne trebuie, pe ce dăm banii aiurea versus câte lucruri folositoare cu adevărat ni le cumpărăm. Când vine vorba să spun per ceva de care te poți folosi și care te ajută ca informație, întotdeauna stai și te gândești, da stai că nu știu ce, că nu știu cum. Când e vorba să spun per o prostie și valabil și pentru mine, deci să nu crezi că acum arăt cu degetul spre voi și eu sunt Sfânta Sfintelor. Nu, nu, nu. Valabil și pentru mine. Când e vorba să iau ceva care îmi trebuie, nu, stai că mă mai gândesc. Când e vorba de o prostie, gata, pe loc, instant, nici nu mă uit. Uitați-vă, uneori când mergi la shopping și te duci prin supermarket și vezi oamenii cu coșurile pline cu mai tâmpenii, care nu sunt nici măcar nutritive. E, când e vorba să-și ia, nu știu, ceva sănătos, na, că e nu. Același lucru e valabil și în astrologie. Și, repet, nu pledez aici să conving oamenii să cumpere produsul pentru că fiecare e liber să facă ce vrea. Aici doar comentez. Pentru că eu când fac filmările astea, nu sunt cu cronometru. Pe mine nu mă interesează cât țin. Poate să țină 5 minute, poate să țină
3 ore. Habar n-am. Eu vorbesc. Dacă te plictisești, du-te pe alt canal. Dacă nu te plictisești, îți pui căștile pe urechi și, nu știu, faci curat prin casă. Eu așa fac întotdeauna, pun podcast-uri și fac curat prin casă. Mamă, ce bine speli vasele când ai un podcast pe... sau ce ușor faci curat în baie când ai un podcast în urechi. Valabil și aici. Da? Și spuneam că nu sunt aici să conving oamenii, dar vă spun, chiar este un produs muncit. Asta e ok. Dar e un produs care e complex și care te ajută absolut din toate punctele de vedere. Absolut din toate punctele de vedere. Mă refer la horoscopul ultra detaliat al lunii. Sunt oameni și știu că vor fi oameni care îmi urmăresc activitatea de fiecare dată și spun, da, Alexandra, ne e nebunit, Dumnezeule, cum apar pe o filmare, ne spui asta. Și vreau să vă explic de ce spun asta. Pentru că acest canal este viu. Nu e un canal mort, nu e un canal cu fantome, e un canal viu. Asta înseamnă că în fiecare zi pe acest canal vin și oameni noi, care habar n-au de activitatea mea, habar n-au cine sunt eu, habar n-au ce se întâmplă pe aici. Și atunci oamenii ăștia noi care vin și se miră aici, trebuie să fie informați că există și altă direcție de produs. Și atunci, ce vă sugerez celor care sunteți curioși și horoscopul ultra detaliat? Intrați pe linkul de jos, în descrierea acestui video. În descrierea acestui video ai toate informațiile ce faci și cum ajungi pe linie. No, gata, am tăcut. Acum, ne întoarcem la povestea lunii noi, că acolo explicam pe Vimeo unde te aspectează pe tine ca și zodie, în ce domeniu de viață. Acolo e un produs premium, în detaliu, cu domeniul de viață activ pentru tine, dar aici, de ce mă trezesc eu să vorbesc, uite așa, cu o zi înainte de luna nouă, vă nebunesc, nu știu câte minute am vorbit despre chestia, ia să vedem, hai să vedem și câte minute am vorbit. Ok, am vorbit vreo 6 minute. Dumnezeu, dacă mai ești aici pe ca filmare, mulțumesc că ești și dacă ești aici, mai dă și un like. Ok, glumesc. Aici, pe canalul public, vă explic cum e treaba cu lunația și vă spun povestea generală. Dar, ca să nu fii trist, că totuși, să nu spui că, mamă, sunt lăsat deoparte de Alexandra, uite, că dacă nu-i cumpăr produsul, eu nu sunt mânghia pe cap. Îți voi spune altceva. Îți voi spune că în această filmare voi veni cu cuvântul de putere al lumii. Uite așa. Indiferent, ai cumpărat, n-ai cumpărat horoscopul prea detaliat, Dumnezeu cu tine. Dar aici e să afli cuvântul de putere. În timp ce eu voi bea cafea și îți voi povesti ce se întâmplă. Și vă rog, nu spuneți că nu e bine să bei cafea. Nu contează. Eu iubesc cafea foarte mult. Și am o cană făcută în acord cu cafeaua pe care o beau. Da? Deci e și o cană foarte sățică. Încerc să-i găsesc o poziție în toată povestea asta. Da, așa, da? Bun, ok. Începem? Încep. Deci, luna nouă întotdeauna deschide un parcurs de 6 luni de zi. Pe Vimeo, afli în horoscopul ultra detaliat, ce domeniu îți deschide această lună nouă în leu, vreme de 6 luni de zi. Aici vreau să vă povestesc că luna nouă în leu vine cu o lecție, indiferent de domeniul în care se manifestă pe zodie. Vine cu o lecție de ego, de putere, de afirmare, de wow, de orgoliu. Unde e poziționat orgoliul tău? Ce faci cu orgoliul tău? Cum îl ții sub control? Îl dezlănțui sau îl conții și poți să faci cu el lucruri minunate? Pentru că, să știți, orgoliul nu e neapărat rău. Orgoliul nu e neapărat rău. Orgoliul este și un combustibil extraordinar pentru evoluția noastră, pentru transformările noastre, pentru modul în care evoluăm în această viață. În această lună, deci chiar dacă asculți această filmare, sau dacă iei horoscopul, să zicem, auzi filmarea asta și iei, nu știu, pe 10, pe 15 august, nu e nimic. Pentru că influența lunii noi din Leu, despre care facem vorbire aici, da? Se întinde pe 6 luni de zile. Deci tu poți să asculți lejer și liniștit până în ianuarie. Și atenție, dacă ai jurnalul secret al fazelor lunii, nu l-ai cumpărat pe post de bibelou.
fă ritualul care e acolo, da? Te duci unde scrie luna nouă în leu, fă ritual. Tip, sfat pentru cei care aveți jurnalul să vă facă. Această lună nouă în leu, oameni buni, e foarte special, pentru că, la nivel general, ascendentul acestei luni este pe scorpion. Dar simultan cu ascendentul pe scorpion, și imediat explic ce face asta, se află la grad perfect, la grad, deci parcă e pus cu degețelul. Pars fortune, punctul noroc. Scorpionul din ascendentul acestei luni noi ne provoacă să coborâm în cele mai ascunse hățișuri ale trăirilor noastre interioare. În timp ce pars fortune sau punctul norocului, punctul arabic al norocului, ne spune, hei, să nu-ți fie frică de această călătorie, pentru că te va duce exact unde ai nevoie și anume să-ți descoperi tăria interioară. Deci această lună nouă în leu ne ajută foarte mult să lucrăm cu demonii noștri interiori, cu fricile noastre, să le anihilăm și să scoatem la lumină acea latură din noi care reprezintă supraviețuitorul, cel care vrea să evolueze, cel care vrea să se ridice deasupra tuturor circumstanțelor prin care treci. Această lună nouă, vreme de 6 luni de zile, 6 luni calendaristice, ne va ajuta foarte mult să ne redescoperim conexiunea cu strămoși, familia, cu rudele, cu cei apropiați. Vom strânge mai mult rândurile, vom strânge la nivel de conexiune interioară mai mult rândurile cu cei dragi nou. Și asta este extraordinar. Dar, în același timp, vreme de 6 luni de zile, vom avea parte de o luptă interioară între ce vrem noi să facem, să cercetăm, să aflăm, între curiozitatea noastră interioară versus încăpățânarea celor dragi nouă. Cei dragi nouă, îmi pare rău să spun, părinți, frați, surori, copii, iubiți, iubite, prieteni, amici, colegi, oameni dragi nouă, da? Deci din anturajul apropiat, că și colegii de serviciu, poate ai o conexiune specială cu un coleg sau o colegă. Vor veni și din fricile lor vor face proiecții pe noi și vor spune, dar nu, nu, nu mai fi atât de curios, dar nu, de ce ești așa curios, de ce vrei să explorezi? Ia stai tu cu mintea acolo, ea nu mai întreba nimic, ea nu mai căuta nimic, ea nu mai fă nimic, că e suficient. Și atunci ne va ajuta foarte mult să lucrăm cu fricile noastre, să lucrăm cu angoasele noastre, ne va ajuta foarte mult dacă ne punem un obiectiv la care să ținem foarte mult. Nu-ți uita, deci mesajul meu legat de luna nouă în leu este nu-ți uita scopul și obiectivul în această experiență, pentru că, da, vreme de 6 luni de zile vor exista oameni care vor încerca din răzputeri să-ți taie aripile. Doamne, câte vise sunt rupte de cei care ne taie aripile. Și nu întâmplător s-a creat proverbul pe care l-am mai spus uneori, dar îl mai reamintesc acum. Proverbul la care zice așa, drumul spre iad e pavat cu bune intenții. De câte ori, din intenții oneste, bune, corecte, nu am tăiat aripile celor din jur. Spunem, vai, dar ai grijă, dar nu fă, dar nu, aoleu, nu. Și atunci, ca să rămâi pe poziție, trebuie să-ți pui un obiectiv foarte clar în minte, trebuie să-ți stabilești ceva ce te hrănește pe tine la nivel emoțional și să nu renunți sub nicio formă la visul tău. Îmi place foarte mult că trecutul va veni, trecutul va veni și ne va da niște lecții foarte bune, de genul. Să spunem că poate, hai să mă gândesc la un exemplu cât de cât ok. Să spunem că erai tânăr, să zicem că aveai vreo 15 ani și toți prietenii și amicii și colegii tăi au ieșit la film și tu ți-ai dorit să ieși la film cu ei, dar ceva din tine ți-a spus, mă, nu, că poate eu am lene, dar de ce să mă duc eu la film, ce-mi trebuie mie un film? Și ai renunțat.
ca să afli luni la școală că toată lumea super excited, că nu știu ce actor celebru se afla în sală și nu numai că se afla în sală, ba chiar a făcut selfie-uri cu toată lumea și le-a dat și autografe și s-au împărțit cadouri și toți au plecat fericiți acasă și surpriză, actorul ăla era chiar actorul tău preferat. Vine luna nouă, leu 2024, care se creează. Și toți colegii de serviciu merg la film. Hai și tu. Și ceva din tine spune, bă, dar ia-mi lene, nu vreau, nu știu ce. După care vine Pluton din aspectul ăsta și spune, hei, mai ții minte povestea ta de la 15 ani, cum ai ratat tu momentul ăla extraordinar doar pentru că ai fost puturos sau puturos. Ia îmbracă-te frumos, ia parfumează-te și ieși pe ușă în pas alergător, fără drept de apel. Și ajungi la film împreună cu colegii. Și vine un alt actor celebru pe care îl adori și ești mare fan și stă lângă tine de data asta ăla și te face atât de fericit, wow, și nu știu, îți mai lasă și numărul de telefon ca să te invite la restaurant. Deci, luna asta în leu vine cu o poveste în care îți amintește de ceva din trecutul tău pe care nu l-ai făcut atunci. Ți-ai învățat lecția să nu mai repeți. Și acum pui în practică lecția învățată. Felicitări! E cu happy end, e cu sfârșit final fericit. Cam asta e luna nouă în Leu. Vin eu. Îți spune domeniul unde e activ. Și acum Alexandra Coman aici îți spune în funcție de zodia ascendenți. Natală, cuvântul de putere al lunii noi. Începem? Hai să începem. Berbec, ascendent pe berbec, lună natală în berbec. Cuvântul de putere. Nu voi mai repeta la fiecare zi de cuvântul de putere, o să înțelegi că e cuvânt de putere. Muncă. Taur, ascendent pe taur, lună natală în taur. Relații sociale, interacțiunea cu cei din jur. Gemeni, ascendent pe gemeni, lună natală în gemeni. Imersare, scufundarea totală în lumea nevăzută. Ritualuri, meditații, orice ține de practică spirituală, 6 luni de zile prietenul. Rac, ascendent pe rac, lună natală în rac. Schimbarea filozofiei de viață, nouă perspectivă, spre cum abordezi viața altfel, din altă perspectivă. Leu, ascendent pe leu, lună natală în leu. Carieră. Fecioară, ascendent pe fecioară, cei care au lună natală în fecioară. Prieteni, balanță, ascendent pe balanță, lună natală în balanță, credință în divinitate. Scorpion, ascendent pe scorpion, lună natală în scorpion, renaștere. Săgetător, ascendent pe săgetător, lună natală în săgetător. Abundență. Capricorn, ascendent pe capricorn, lună natală în capricorn. Comunicare. Vărsător, ascendent pe vărsător, lună natală în vărsător. Familie, prieteni. Pești, ascendent pe pești, lună natală în pești. Iubire. Dragilor, să vă fie de folos. Să vă fie de folos jurnalul secret al fazelor lunii. Puneți-l în acțiune, puneți-l în practică. Horoscopul ultra detaliat al lunii, folosiți-vă de el. Poftă maximă și fie ca această lunație, deci lună nouă în leu, să vă aducă toate lucrurile minunate pe care vi le doriți. Poftă maximă și nu uita că aici și acum ești cea mai bună versiunea ta.